Andrei Buznoșanu pentru munca lor și ceea ce au dăruit acestei țări. Sunt documente prin care atestă comunitatea armeană a fost destul de puternică și avea o forță financiară. Exista, de exemplu, la Botoșani, în comunitatea noastră, un fond prin care se ajutau copiii care erau bine, în care vreau să-și termine studiile, sau bătrânii care nu mai aveau nicio posibilitate de a se întreține. A existat și o școală până la sfârșitul secolului XIX, lângă Biserica Sfânta Maria. Sunt caiete de la școală de acolo, care au folosit elevii. Ce să zic? Partea asta, la altă, mai am și aici câteva fotografii interesante. De exemplu, familia Goela, la 1913, cu toți membrii ei, inclusiv cel care a pus bazele, Cristian David Goela, a cărui mormânt l-am reparat anul trecut. Aici este familia, este o fotografie a membrilor Breslelor din Botoșani. Cel din mijloc este Mardiros Aritonovici, el era șeful Breslei Tâmplarilor și Dulghenelor. Aici e școala armenească, o fotografie destul de veche, a fost dărâmată în 1986. O fotografie a magazinului fraților Costeschi, care era în piața Caroli, se spunea, în centru vechi. Cred că ați trecut pe lângă casa lui Ștefan Gheorghiu Gugoașă, care a fost și consilier în Eforia Botoșanului. O fotografie a fabricii de bere din Cișmea, fabrica de bere Didi. Fabrica a fost naționalizată în 1948, în anii 50 apoi a fost dărâmată, nu mai există. În schimb, foarte interesant, la bere, la procesul de fabricare a berii, este apa, izvorul de apă. Dacă ai un izvor de apă bun, berea este apreciată, este foarte bună. Izvorul curge și astăzi și oamenii din sat chiar îl folosesc, apa respectivă. Ei dau vina cu ceva economic, dar din copre. Dacă sunt întrebări, aici sunt machetele unor case din Botoșani, a spus casa lui Ciomac, casa Ferhat, care este registrul comerțului, drumul și podul, care era casa, se numește casa Bricliu.